Salut, camarad, bună dimineața! Uite, m-am sculat și eu cu noaptea în cap, e 9 fără 20. Am dormit foarte bine dintr-o bucată, cum îmi place mie, dar nu reușesc întotdeauna. Sunt bine, sănătos, am și ce mânca, sunt încă aici la apartament. Am fiert azi noapte că tot au fost meciurile la televizor, mai m-am uitat și un pic la meciuri, dar nu prea mult, că mi se pare plictisitor. Am fiert pieptul la rățușcă și o să fac... am mâncat deja așa cald o bucățică din pieptul de rățușcă, care e delicios, și o să fac rățușcă cu varză mai târziu. Sunt puțin în urmă cu munca, trebuie să bag cărbun, știi, să recuperez. Dar e bine că aici, dacă am aragaz, pun rățușca pe foc și în paralel fac clipurile, știi, o să bag niște clipuri interesante pe Geto Dacia. Tot așa, crime, teroriști, interlopi, spargeri, furturi de bijuterii celebre, de-astea care să mai petrec pe lumea noastră nebună și frumoasă. Așa, mulțumim lui Dumnezeu că n-a venit niciun ciclon peste noi. A fost o vrăjeală. Acum îi dăm drumul mai departe cu Dumnezeu înainte. Sper că și voi sunteți bine, sănătoși, și copiii voștri și cei dragi. Asta e, n-avem ce face, asta e condiția umană. Mergem mai departe cu bune și rele, că așa e viața omului, cu urcușuri și coborâșuri, cavalurile mării, mișcarea eternă, sus și jos. Deci și sperăm de mai bine. Sperând în ajutorul divin, mai facem și ca nemții, care spun că ajută-te singur și Dumnezeu te ajută, știi? Așa? Deci v-am zis, o să muncesc mai mult astăzi. Am mâncărică, am niște vinete cu ceapă făcute de el, mai am puțin de ele. Deci dacă am mâncare și am și pâinică, pot să muncesc liniștit. În rest, ce să zic, mă bucur că, uite, a ieșit soarele. De fapt, era mai bună o ploaie ca lumea, așa, ca să intre umezeala în pământ, să avem păpică la anul, dar asta e. Văcarii ne cam sabotează, știți? Hai că astăzi ce e, azi e miercuri. Hai că vă doresc o zi minunată la toată lumea, cu bucurii, cu împliniri. Aveți grijă de voi, stați cu urechile ciulite, că trăim într-o lume descentrată complet. Așa, gândiți că nu doare și nu vă luați după fentele lor făcute la fix ca să ne prostească, să ne îndobitocească, să ne transforme în animale. Hai să aveți o zi luminoasă, vă pup cu drag și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!